Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de două invitate speciale, aș putea spune, este vorba despre doamna Simona Trifu, conferențiar universitar doctor, medic psihiatru, de asemenea psihoterapeut, psihanalist și Daniela Luca, autoarea cărții Estetica Inconștientului, o carte despre care, iată, vom povesti astăzi, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald, Estetica Inconștientului, eseuri de psihanaliză, autoare Daniela Luca. Și începe discuția noastră despre această frumoasă carte cu doamna Simona Trifu, întrebând-o dacă este travaliul psihanalitic, terapia psihanalitică, o cale spre dezvoltarea creativității unei persoane. Mă rog, o întrebare și pentru cartea, Daniel. Ce reiese magistral clientului este cumva, apropo de travaliu și de ceea ce se întâmplă pentru dezvoltarea personală, pentru creativitate, pentru îmbogățire, pornim de la faptul că nimic nu este la întâmplare. Adică, cumva, pe mine m-a impresionat această carte, fiindcă toată lumea știe perspectiva, așa să zic, viziunea laică asupra lui Freud și asupra inconștientului nostru, care este extrem de bogat și în care se pot întâmpla foarte multe lucruri, așa cumva ca într-un soi de mișcare browniană. Iar Daniela, prin această carte, de fapt, și prin titlul ales cu Estetica Inconștientului, vrea să spună că, de fapt, în această mișcare browniană, cel mai degrabă ar fi, cel mai potrivit ar fi principiul acela al picăturilor lui Huggins, în care nimic lui nu este la întâmplare, adică există o organizare extraordinar de bună, care până la urmă e dată de frumusețea vieții. Fiecare analiză este un travaliu care te coboară în tine pentru a descoperi lucruri și a le ordona. Poate că a venit momentul ca societatea noastră, societatea modernă, să înțeleagă acest lucru, fiindcă mulți din clienții noștri, îmi permit să spun clienți și nu pacienți, asimilează travaliul analitic cu suferința și cu eliberarea dintr-o suferință în sensul de patologic. Ori nu este neapărat așa. O psihanaliză autentică nu trebuie începută într-un moment de criză existențială. Sigur că poți începi într-un moment de criză, fiindcă toată lumea începe de undeva, însă pentru a-i descoperi fațetele autentice și frumusețea unei analize și a te lăsa prins în magma a ceea ce înseamnă un travaliu analitic, trebuie să ai suficient de multă parte sanogenă din care să-ți hrănești creativitatea și cu care să te susții în absența, dacă, Doamne ferește, partea tulburată a sufletului sau a minții cuiva este prea mare la un anumit moment de timp, nu se poate susține travaliul analitic pe termen lung, fiindcă nu are energia cu care el să fie susținut. Vorbim de energie în sensul de energia gardiană a vieții, în sensul pulsional. Daniela, pentru psihanalistul care, să spunem că este înzestrat și cu un talent artistic, fie că vorbim despre muzică, despre teatru, despre sculptură, despre pictură sau despre scris, cele două sfere, din zona, una din zona artistică și una din zona psihanalitică, se potențează reciproc? În mod absolut, aș spune eu. Pentru că travaliul psihic de elaborare, de mentalizare, de metaforizare, da, de sublimare, este și propriu unui artist și propriu unui psihanalist. Și propriu oricărui om care are această capacitate creativă firească, nu neapărat a fi un mare creator, un mare artist. Dar travaliul creator, da, creativitatea, în sensul obișnuit al termenului, da, este definitor în munca noastră, în practica noastră clinică, așa ca terapeuți, psihanaliști,
Așa cum travaliul creator este esența vieții unui artist, ar spune unui artist, dar și unui om de știință și a unui, nu știu, om religios care se dedică la creație religioasă, etc. Ele se potențează pentru că sunt puse în lucru aceleași mecanisme, aș extinde un pic mai în profunzime și aș spune că oarecum similare travaliului visării, visului, da, cu condensări, cu deghizări, cu deplasări, cu punere în scenă, dramatizări, da, aproape ca un film intern sau ca un scenariu intern care se developează sub ochii noștri interior și așa se întâmplă în capacitatea de reverie a analistului, în capacitatea de transformare a artistului sau omului de știință. Sunt similare, sunt împreună și mă bucur foarte mult că Simona Trifu, colega mea, cu care facem un tandem deja de foarte mulți ani și ne dedicăm și scrisului, nu doar spațiului terapeutic și spațiului de predare a psihoterapiei, psihanalizei, ne întâlnim eu și în această formă de creativitate, creație, prin scris și nu doar prin scris. Doamna Simona Trifu, ca o impresie aș spune la cald, după lectura acestei cărți, Estetica inconștientului, cum este scritura literară în raport cu scritura psihanalitică, luând în calcul, bineînțeles, faptul că cartea este formată din două mari părți. În prima parte vorbim despre anumite opere literare trecute prin ochiul, prin filtrul psihanalizei, iar în cea de-a doua, bineînțeles, și de partea aceasta de studii clinice. Scrierea teoriei clinicii psihanalitice are ceva, să spunem, din resorturile și tehnicile scriturii literare? Seamănă, mai ales pentru anumite personalități din lumea psihanalitică. Să nu uităm că psihanaliza așa ca știință, până la urmă a început prin niște scrisori, așa era la vremea respectivă, printre scrisorile dintre Freud și Fliss, dintre Freud și toți ceilalți colaboratori ai lui. Așa erau vremurile, dar s-a scris foarte, foarte mult, adică psihanaliza este o știință care a luat naștere prin scris și prin cuvinte. Ceea ce m-a impresionat la cartea Danielei este că ea folosește și peste tot lasă acest termen de scriitură, nu de scris. Și prima ei carte la care a făcut referire, Cuvinte în negativ, și această Estetica inconștientului, o consideră sora mai mare a primei cărți de acum 5 ani. Cred că ce este comun între psihanaliză și scris, cum ați întrebat dumneavoastră, foarte mult vorbim de cuvinte, de un acroșaj la cuvinte. Sigur că multă lume ar putea să spună, da, dar între sentimente și cuvinte e o întreagă lume. Apropo de sentimente, după aia vine gândul ca, mă rog, simbolistică de rang 1 și cuvântul ca simbolistică de rang 2. Mi-a plăcut mult în cartea Danielei, ea și dedicația, spune, prieten de cuvânt și de viață. Este ceva extraordinar și cumva chiar este o idee pe care am văzut-o de-a lungul întregii cărți. Un soi de fetiș la cuvinte, dar nu folosesc termenul fetiș în sensul psihanalitic, adică fără, dând la o parte orice poate părea, să zic, cu o conotație sumbră sau cu o conotație perversă, ci păstrând din termenul de fetiș ideea de acroșaj emoțional la cuvinte. Tot ce înseamnă a scrie presupune să ai, poate mai corect, termenul de creș pe cuvinte, să-ți placă cuvintele, să le iubești
iubești, să creezi ceva cu ele, să te joci cu cuvintele și să înveți pacientul într-o terapie să se joace cu cuvintele. Poate nu întâmplător cartea lui Marie Cardinal este cuvinte care eliberează, poate nu întâmplător, în fine, cartea Daniele este cumva o fidelitate la cuvinte, o fidelitate care se desprinde, trecerea pentru mine este foarte fină, de la interpretarea eseurilor a 10 autori până la partea a doua cu cazuri clinice, este atât de lină trecerea, încât nici pentru cineva, chiar și pentru cineva avizat, nu îți dai seama când Daniela trece în partea de psihanaliză propriu-zisă și vorbește despre cazurile ei. Asta ține de cum poți să legi lucrurile și cum eliberezi suferința psihică prin cuvinte. Până la urmă, asta este ceea ce leagă. Cum se eliberează suferința psihică și cum înveți pe cineva să-și transforme personalitatea utilizând cuvintele și fidelitatea la cuvinte și acroșajul la cuvinte. Daniela, sunt printre psihanaliști și scriitori, poeți, prozatori, romancieri, eseiști, dacă știu, putem da câteva exemple, poate atât din țara noastră, cât și din alte țări? O, da, și avem un reprezentant aici, prin Simona Trifo, care la rândul său este și poet, autor de poezie, de exemplu. În spațiul românesc, sigur, mai avem Ion Bianu, nu să-i recunoaștem meritul. Nu ca romancier, nu, în afară de Ștefania Dumitrescu, care a realizat un soi de poveste despre cazuri clinice, dar nu putem numi prozator romancier la letră, dar are un talent extraordinar scriitoricesc. Sigur, sunt eseuri de psihanaliză, Vasile Nemțan Firescu, Vera Șandor, Corneliu Irimia, adică sunt câteva nume, da, de cultură românească, nu doar în psihanaliză, ci în alți oameni de cultură, dar din spațiul internațional al psihanalizei îmi vine acum spontan în minte chiar Wilfred Bion, care a realizat un triptic absolut fabulos, Memories of a Future, din viitor, cumva, s-ar traduce în română, în trei volume ample, ficționale, autoficționale, la interferența între romanesc, eseistică și clinică psihanalitică, în care se relevă altfel gândirea sa psihanalitică și care a fost și pus în scenă, acum îmi dau seama că a fost pus în scenă într-un teatru din Marea Britanie, acest triptic într-o piesă de teatru și apoi s-a făcut și un film, da, despre această trilogie. Cine mai vine în minte? Siri Husvat, care a fost tradusă și în română, cu un singur roman, este psihiatru și psihanalist și romancier și poetă. Thomas Ogden, care are două romane, nu doar operele sale psihanalitice. Guillermo Montero, la care fac referință în dialogul pe care l-am avut împreună cu dumnealui pe marginea romanului Solenoid de Mircea Cărtărescu, dumnealui fiind psihanalist, dar are și un roman publicat, este considerat și romancier a la letră, pe bună dreptate, și sigur că sunt și poeți și noveliști și prozatori romancieri. Nu știu dacă autor de teatru, aici încă nu, mai trebuie să cercetez dacă sunt psihanaliști autori de teatru. Dramaturgi. Da.
Doamna Simona Trifu, o carte cu totul și cu totul excepțională. După lectura ei, ce recomandare ați face? Și aici mă refer în special, este o carte în egală măsură pentru cei care sunt, să spunem, pasionați de fenomenul literar și de a afla cumva ce se ascunde în spatele unei opere literare. Sau, de fapt, care a fost starea și poate ce a fost în mintea scriitorului, prozatorului sau poetului în momentul în care a scris un roman, o proză scurtă sau o novelă sau, de ce nu, un volum de poezii. Și în egală măsură este și o carte pentru specialiști, pentru psihanaliști, pentru psihoterapeuți, mai ales dacă ne referim, bineînțeles, la cazurile și la studiile clinice din a doua parte a cărții. Cred că aș începe continuând puțin ceea ce a spus Daniela mai devreme, dar cu referire eminamente la ceea ce eu cunosc și anume la spațiul psihiatric românesc. Mă refer la spațiul psihiatric, fiindcă la arealul psihanalitic a făcut Daniela referire. Cumva, din păcate, psihiatria s-a tot restrâns în generațiile oamenilor de 70 de ani. Sunt oameni în țara aceasta psihiatri, fără, nu știu, îmi vine în minte profesorul Lăzărescu de la Timișoara, doctorul Albert Vereș de la Miercurea Ciuc, doctorul Carp, care din păcate s-a stins, care aveau o gândire profund umană și o viziune psihiatrică absolut fabuloasă, care aproape că, nefiind psihanaliști, dar așa au descoperit din proprie experiență concepte psihanalitice și o vedeau omul într-o perspectivă umană, morală, inclusiv religioasă, inclusiv socială, cu un areal mult, mult mai mare. Acum, psihiatria s-a restrâns mult și a rămas cumva o ramură a medicinii și atât. Viziunea aceasta largă se simte pierderea ei în psihiatrie. Revenind la carte. În primul rând eu văd o carte grea, în primul rând o carte pentru specialiștii psi și în al doilea rând pentru cei care vin din lumea criticii, critică literară sau, mă rog, critică istoric-literară și vor să se îndrepte către psihanaliză. Cumva aș pleca de la, mă rog, Daniela Preia, termenul de scritură de la Andre Green și ideea de dezlegare. Este foarte frumos folosită, a lega și a dezlega mintea ta în ceva sau de ceva. Practic, cartea poate fi considerată, din punctul meu de vedere, un tratat pentru specialiști psi, dar dincolo, peste nivel masterat, adică este o carte grea în care ești învățat puțin câte puțin cum să-ți formezi mintea. Daniela pleacă de la imaginea lui Ogden ca și când mintea unui tânăr specialist este ea însă și un fel de magmă neformată care trebuie să se diferențieze și înveți odată cu fiecare pacient sau cu fiecare, dacă îți setezi mintea să analizezi opere de artă, că sunt scrieri literare, că sunt poezii, nuvelă, teatru, picturi, tablouri, grafică, încerci cu mintea ta să fie un instrument pe care să îl pui deasupra, nu deasupra când vorbești de pacienți, pui mintea ta și grila ta peste mintea unui pacient. Când vorbim de interpretarea unui text, a unei opere literare, a unui tablou, îți pui mintea pe produsul minții altcuiva, adică e deja o simbolizare de rang superior. Și cartea mi se pare un excelent tratat din această perspectivă a învăța un tânăr specialist cum să-și utilizeze mintea ca instrument. Mai îmi vine în minte din ceea ce a spus Daniela, referirea la teatru, la zbor deasupra unui cuib de cuci, și absolut întâmplător îmi vine în minte metafora lui Fănuș Neagu referitoare la nebunii frumoși, frumoși nebuni, și ideea de imago și de dorință de a regăsi până la urmă cine face asta și încearcă să interpreteze niște produse creative ale minții cuiva,
scopul este să ajungi la niște imagouri, fie ele artistice, fie ele interpretate psihanalitic, translatate în limbajul psihanalitic, niște imagouri pe care le evidențiezi prin propriul tău sistem de referință profesională, științifică, socială, culturală. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre estetica inconștientului, eseuri de psihanaliză a Danielei Luca, o carte publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Au fost astăzi alături de noi și le mulțumim din suflet doamna Simona Trifu, conferențiar universitar, doctor, psihanalist, psihoterapeut, medic-psihiatru, doctor în științe medicale, doctor în psihologie și Daniela Luca, scriitoare, poetă, eseistă, de asemenea psihanalist. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!